Maneliștii și sportivii sunt în vizorul ANAF. Aceștia sunt invitați să-și declare câștigurile, în timp ce inspectorii ANAF le verifică averile, dar și tranzacțiile pe care le-au făcut. Inspectorii ANAF sunt cu ochii pe averile artiștilor, sportivilor și nu numai. Deoarece în cazul lor veniturile nu pot fi stabilite cu exactitate, inspectorii verifică toate tranzacțiile pe care aceștia le desfășoară. Verificările se vor face ca și în cazul persoanelor cu averi mari prin metode indirecte. Inspectorii vor verifica cheltuielile efectuate și vor inventaria toate proprietățile. La rândul lor, persoanele vizate trebuie să-și declare veniturile. Nu este pentru prima dată când statul încearcă impozitarea maneliștilor. În 2010, pe vremea când era prim-ministru, Emil Boc a avut inițiativa de a impozita averile interpreților de manele. Respectiva inițiativă nu s-a concretizat atunci.